bine, Cojocnean pierde și el. Urcă Vladu, o pasă la marginea careului, acolo Ionescu mai departe, deschide pentru Mila. S-a lăsat pe spate însă Mila în momentul șutului. Este cea mai comună, dacă vreți, greșeala unui fotbalist în fața porții. Avea toată poarta lui Hamutovski în față. Grozav în zona centrală, vine Ghierme, continuă Grozav de unul singur. Ia cum pasă în stânga și centrarea lui Ghierme, Ionescu Samza! Gol Petrolul! Reluare simplă a lui Ionescu Samza. Centrare foarte bună a lui Ghierme, Vladu cel mai apropiat om de Ionescu Samza. Nu cred că avea vreo șansă să câștige duelul aerian cu atacantul Petrolului. Oricum, distanța era foarte mare. Mila la marginea careului. Se desfășoară acest atac și în partea dreaptă. Centrarea lui Jovanović. Pătulea pierde în fața lui Galamaz. Și acum Straton. Un șut foarte bun și este 1-1. Păcălit Hamutovski de traiectoria acestei mingi. Încă o dată faza, Bugema cade acolo în duelul cu Ionescu, mingea sare cu ceva noroc la Straton și apoi capătă și un efect care îl păcălește pe Hamutovski. Nu cred că mingea a fost deviată. La care și primește acum, continuă Bochilaș, prelungește însă și el mingea prea mult și... Este repunere din colțul careului mic, cere Ionuț Popa și un cartonaș galben pentru simulare, dar e o intervenție destul de tare aici. Tudor a cam împins acolo. Foarte greu de desfăcut în continuare defensiva lui Ionuț Popa. Minge deviată pentru Bochila, se întoarce Bochila, cade și primește penalti. O fază pe care îmi doresc să o revăd. Proteste vehemente la adresa lui Dima, care scoate cartonașul roșu, cred că pentru Tincu. Da. Aici faza, îl lovește Tincu pe Bochila. Undeva în zona coapsei, a întins puțin piciorul acolo. E ușor acordată această lovitură de la 11 metri. Un duel umăr la umăr, apoi ca orice fundaș, Tincu și-a luat adversarul pe piept, așa cum se spune în fotbal. Abia acum permite executarea și Marinescu înscrie. Este 2-1 pentru Petrolul, a treia victorie din acest sezon. Încă o dată execuția impecabilă a lui Marinescu. Acum Pătulea. Așteaptă Ionescu, vine puțin cam târziu această pasă. Ionescu, centrare bună, Pătulea și este 2-2. Gol venit în minutul 93. Și iată roadele, vine această centrare cu piciorul drept al lui Ionescu. Pătulea aproape nestingerit reia de lângă Galamaz. Și Iașul obține primul punct din Liga 1.